1. Bună dimineața, stimați reprezentanți ai autorităților publice, stimați reprezentanți ai sindicatelor, organizațiilor non-guvernamentale, formatori de opinii și celor care ne privesc acum online de acasă. Numele meu este Petru Socovan, sunt șef direcției comunicare a Vatic Publicu, a Casei Naționale de Asigurări Sociale și astăzi am onoarea să moderez evenimentul de lansare a campaniei de informare indemnizații fără bariere. Probabil la mulți dintre noi, cei prezenți astăzi, a apărut întrebarea: de ce indemnizații fără bariere? Pentru a fi răspuns la această întrebare, eu vă invit să privim un mic spot video și să ne familiarizăm cu tot ceea ce înseamnă indemnizații fără bariere. Gabi Amalie. Avem 3 copii și suntem în așteptarea celui de-al 4-lea. De curând am aflat despre noi schimbări în legislație privind indemnizațiile pentru familiile cu copii. Am aflat că va fi mult mai ușor comparativ cu cum a fost la ceilalți 3 copii mai mari, când trebuia, eram nevoită să merg de fiecare dată la Casa Teritorială de Asigurări Sociale pentru a depune cererile pentru indemnizații. Acum este suficient să perfectăm certificatul de naștere și Casa Națională se va ocupa de stabilirea indemnizațiilor. Începând cu 1 ianuarie 2024, Casa Națională de Asigurări Sociale va stabili indemnizațiile familiilor cu copii proactiv. Nu va mai fi nevoie să depuneți cereri pentru a beneficia de indemnizațiile pentru nașterea copilului. Astfel, indemnizația unică la naștere, indemnizația pentru creșterea copilului, indemnizația pentru îngrijirea copilului vor fi stabilite de către Casa Națională în baza datelor despre nașterea copilului din Registrul de Stat al Populației. Deci, începând cu 1 ianuarie, Casa Națională de Asigurări Sociale va stabili indemnizațiile adresate familiilor copii proactiv, fără bariere, fără drumuri și fără bătăi de cap. Anual, Casa Națională de Asigurări Sociale stabilește indemnizații adresate familiilor cu copii pentru circa 33.000 de beneficiari. Scopul campaniei noastre de informare este să ajungem în fiecare localitate din țară și să informăm direct cel puțin 100.000 de potențiali beneficiari de indemnizații adresate pentru familiile cu copii. Astăzi, alături de noi, avem reprezentanții autorităților publice care au fost implicați nemijlocit de la elaborarea conceptului de servicii proactive până la implementarea acestora. Avem pe doamna Elena Țibârnă, directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale, domnul Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Marina Morozova, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Mircea Eșanu, director a Agenției Servicii Publice, și doamna Ava Lipciu, coordonatoare națională a Organizației Internaționale a Muncii. În această ordine de idei vreau să ofer cuvântul doamnei Elena Țibârnă pentru un mesaj de salut, dar și să ne povestească despre procesul de stabilire proactivă a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați invitați! Sunt foarte onorată astăzi să prezint în deschiderea acestui eveniment un proces care a fost gândit foarte de mult, din 2016, și cu certitudine știam că vom ajunge la acest pas. Inițial, Casa Națională s-a gândit în ce mod ar putea ajuta familiile copii
ca să obțin acest drept fără mult efort. Vorbim acum de 5 indemnizații familii, copii, care sunt acordate de către Casa Națională de Asigurări Sociale și finanțate atât din bugetul de asigurări sociale de stat, cât și din bugetul de stat. Vorbim de indemnizația unică la naștere, vorbim de indemnizația pentru creșterea copilului, indemnizația pentru îngrijirea copilului și indemnizația pentru copiii născuți gemeni sau mai mulți copii dintr-o singură sarcină. Și nu în ultimul rând, vorbim de indemnizația paternală și maternitate. Sunt niște indemnizații care se acordă de către stat într-o susținere financiară a familiilor cu copii. Vreau să mă întorc în urmă în anul 2016, când Casa Națională a pus bazele primului serviciu care putea fi solicitat online prin depunerea e-cererii. Dar pentru a solicita acest serviciu online este necesar ca familia cu copii să cunoască dreptul la prestații de asigurări sociale, să cunoască în care condiții se acordă acest drept și de care prestații va beneficia această familie. Pe parcursul acestei perioade până în prezent ne-am dat seama că nu toate familiile își cunosc drepturile, cu toate că Casa Națională împreună cu partenerii săi de dezvoltare cumva a comunicat foarte mult despre dreptul familiilor copii și a diseminat această informație. Și atunci unica modalitate la care ne-am gândit a fost că cumva, dar de ce Casa Națională n-ar stabili singur aceste indemnizații, fără ca familia cu copii cumva să suporte careva cheltuieli de deplasare sau să, nu știu, să-și facă griji cu cine să lasă copilul ca să vină să depună o cerere sau alta. Și în colaborare cu Agenția Servicii Publice, pentru că este prima instituție care documentează nașterea unui copil, ne-am gândit că am putea prelua această informație și să stabilim din oficiu, fără ca familia cu copii să depună careva cereri, eu știu, de mersuri, chiar și online, poate nu toți dispun de computere, ca să depună aceste cereri. Și atunci ne-am inspirat împreună cu Ministerul Muncii să modificăm această legislație. Și vă anunț cu mare mândrie că începând cu 1 ianuarie 2024, deja toate indemnizațiile familiilor cu copii se stabilesc în mod proactiv. Casa Națională, în baza datelor pe care le obține de la Agenția Servicii Publice, stabilește din oficiu, emite decizii și expediază spre plată aceste tipuri de indemnizații. Mai detaliat, domnul ministru o să ne vorbească despre noile modificări în legislație, dar vreau cumva să-i mulțumesc și doamnei deputat Morozova pentru inspirația pe care noi am avut-o. Vreau să vă reamintesc că anul trecut, în martie, doamna deputată a venit cu o inițiativă unde indemnizația de maternitate se calculează prin două modalități pentru a determina cea mai bună sau cea mai metodă și pentru a garanta o indemnizație mai mare de maternitate. Datorită acestei modalități, Casa Națională, inspirându-se, de fapt, am aprobat astfel de modificare și pentru indemnizațiile de creștere a copiilor. Astfel, începând cu 1 ianuarie, indemnizația pentru creșterea sau îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani pentru persoane asigurate se calculează reieșind și din salariul tatălui și reieșind din salariul mamei pentru a determina cel mai mare cuantum. Pentru că într-o familie unde lucrează ambii soți și contribuie ambii soți, este și firesc ca indemnizația să fie calculată din salariul cel mai mare. Acestea sunt cele mai importante modificări sau procese pe care le-a implementat Casa Națională. Pentru mai multe idei sau mai multe politici în domeniul protecției familiei cu copii, eu am să îi dau cuvântul domnului ministru și ulterior doamnei deputat Marina Morozova, care de fapt ne ghidează în tot procesul ceea ce ține de protecția familiilor cu copii. Mulțumesc.
Doamna directoare, vă mulțumesc foarte mult pentru ambiția și determinarea noastră de a moderniza sistemul social, sistemul de prestații. La noi tot timpul există ideea asta extrem de greșită că pe domeniul social lucrurile rămân în urmă. Eu vreau să spun că dacă o să ne uităm la viteza cu care ne mișcăm noi, modul în care noi integrăm inovațiile în acest domeniu, noi cred că suntem destul de bine și înainte comparativ cu multe alte domenii. Eu citisem undeva că în Finlanda este cea mai bună țară ca să fii părinte. Și atunci a apărut ideea ca Moldova să fie foarte aproape de Finlanda în acest sens. Deci să ne asumăm misiunea asta ca Republica Moldova să fie mult mai ușor pentru părinți. Și este clar că acum suntem extrem de departe de acest deziderat. Însă prin aceste inițiative care le prezentăm azi, am făcut un pas decisiv înainte, pentru că, într-adevăr, atunci când apare un copil în familie, ultimul lucru care ai nevoie este să te duci, stai în rând, să colectezi documente, să faci prenotări, să vii a doua oară că îți lipsește un ștampil, a treia, un document și așa mai departe. Și pentru noi, la minister și în cadrul CNAS, standardul cel mai mare atunci când vorbim de prestarea unui serviciu, realizarea unui plăți, este modelul de prestare în mod proactiv. Asta înseamnă că tu beneficiezi de serviciu, de plată, fără ca să faci această solicitare. Deci, automat, de la sine. După care merge elementul de digitalizare a serviciului. Asta e cumva un standard mai jos. Și cu siguranță în acest an și în perioada următoare o să urmeze mai multe asemenea inițiative. Deci o să proactivăm mult mai multe servicii. Este foarte important că inclusiv de acest serviciu vor beneficia și părinții a căror copii au dizabilități, pentru că pentru ei este și mai complicat să găsească cât timpul necesar. Și vreau să dau și exemplu legat de compensațiile în factură. Este cel mai mare program care, după numărul de beneficiari pe care îl administrăm, și dacă noi am făcut un test, cât timp ar dura ca să te înregistrezi în program? Și dacă ai buletinul și factura, mai buletinul la ceilalți din gospodărie, durează până la 6-7 minute maxim. Și eu tot timpul spun, hai să comparăm cu oricare alt tip de serviciu din domeniul public sau privat, și eu sunt sigur că noi să fim printre primii. Deci ca să beneficiezi de compensații, ai nevoie doar de buletin și de facturi. Restul, toate celelalte efort de colectare a datelor este depus de către noi. Și aici iar vreau să mulțumesc colegilor noștri și prietenilor de la CNAS, de la ASP, pentru că în spatele acestui sistem stau colegii noștri care au dat dovadă de deschidere, de acest deziderat de muncă în interesul proactiv, în interesul cetățenilor. Noi, în cadrul Ministerului, vom, împreună cu CNAS, vom inaugura un fel de centru de inovații sociale pentru ca să dinamizăm acest efort. Vom moderniza și îmbunătăți modul în care prestăm și serviciile fizice. Deci atunci când cetățenii vin la un oficiu TAS, se simte confortabil, se simte într-un mediu sigur, prietenos, pro-cetățeni, să nu aștepte foarte mult în rând, să le fie livrat oricare serviciu care au nevoie cu demnitate și cu maximă grijă, pentru că asta înseamnă să fii cetățean într-un stat în care
este cel mai bine să fii părinte. Încă o dată vreau să spun, e clar că suntem departe de acest deziderat, dar prin asemenea acțiuni noi ne apropiem de acest obiectiv. În ultimii ani am făcut mai multe modificări în ceea ce privește modul în care părinții pot beneficia de concediile de îngrijire a copilului. În acest an concediul paternal a crescut la 15 zile, poate fi fracționat. Urmează să mai îmbunătățim, deci atât timp cât noi trebuie să tratăm aceste prestații ca și oricare alt serviciu. Dacă astăzi sunt la un operator de telefonie mobilă, mâine vreau să fiu la altul și să mă întorc înapoi, exact aceeași flexibilitate, libertate, opțiuni trebuie să fie oferite părinților, pentru că în fiecare familie există situații specifice și noi trebuie să ne ghidăm de acele situații specifice și nu invers. Părinții trebuie să ajusteze la foarte puține opțiuni pe care le oferă statul. Încă o dată vreau să mulțumesc doamnei Elena, domnului Ieșanu, doamnei Moroza, deputată, care și-a asumat această poziție de lideră, de a fi vocea părinților cu copii în Parlamentul Republicii Moldova și a venit cu foarte multe inițiative. Ultima la care o să mă refer și cu siguranță doamna Moroza va oferi mai multe detalii este că noi nu putem să fim un stat, o țară în care este foarte bine să fii, sau este mult mai ușor să fii părinte atât timp cât nu avem servicii calitative de creșă, servicii calitative de îngrijire a copilului, atât timp cât în majoritatea localităților din Republica Moldova nu avem specialiști în protecția copilului, atât timp cât avem încă 4.000 de familii care au nevoie de asistenți personali, atât timp cât nu avem servicii de suport pentru părinții cu copii cu dizabilități. Și lucrul ăsta, toate aceste probleme, noi le cunoaștem și noi suntem determinați să le clarificăm și să le ducem până la capăt. Ultima, ceea ce vreau să spun este că eu îndemn colegii noștri din mass media să informeze, să ne ajute să informăm părinții din Republica Moldova. Doamna directoare, înainte chiar de eveniment, a spus că am constatat că sunt familii care nu au depus solicitări pentru a beneficia de indemnizație încă în anul 2023. Și de aceea am organizat acest eveniment și de aceea este important efortul dumneavoastră să ne ajutați să informăm, să împuternicim părinții să-și cunoască drepturile. Vă mulțumesc foarte mult! Acum am să-i ofer cuvântul doamnei deputat Marina Morozova. Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru invitație, dar de fapt vreau să mulțumesc pentru munca enormă care stă în spatele acestui eveniment. Noi știm că am fost o echipă timp de 2 ani jumate. Ne-am întâlnit și în fiecare zi, erau săptămâni care ne întâlneam în fiecare zi. Discutam cu sindicatele, cu patronatele, cu toate instituțiile de stat, private, pentru a găsi cele mai buni măsuri și politici de susținere a familiilor. Și noi asta am reușit. Am reușit să fim, de fapt, campioni ca țară în politici și măsuri de susținere a familiilor cu copii, și asta nu o spunem noi, asta o spun partenerii de dezvoltare și o spun alte țări cu care noi discutăm și care preiau experiența Republicii Moldova, și asta ne bucură. Pentru că, cum am spus, este o muncă enormă care s-a făcut pe parcursul ultimilor ani, și este și deschiderea Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru a îmbunătăți prestațiile, indemnizațiile, pentru a oferi tot suportul părinților. Și dacă am zis că suntem campioni, trebuie să spunem la ce suntem campioni. Și vreau să vin cu o listă de modificări de legi, de măsuri, de politici care noi le-am implementat atât pe platformă parlamentară, cât și la Guvern, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și care trebuie să le cunoască fiecare părinte. Pentru că,
cum a spus domnul ministru, doamna Țăbârnă ne-a informat că sunt părinți care nu au solicitat indemnizația, ceea ce atestă că nu toată lumea este informată și trebuie să mai muncim la acest aspect. Să le luăm pe rând. Deci, începând de acest an, din 1 ianuarie, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost o majorare considerabilă a indemnizației unice la nașterea copilului. Este vorba de 20.000 de lei sau 1.000 de euro pentru fiecare copil care se naște în Republica Moldova. Eu sper că avem deja mulți beneficiari. Până la data de 19 ianuarie o să vedem rapoartele de la care vor veni, dar sunt sigură că această modificare și acest suport este considerabil și îl va simți fiecare familie la care se va naște un copil. 2. Toate familiile cu copii beneficiază de o plată lunară de 1.000 de lei pe parcursul primilor 2 ani de viață a copilului. Deci în primii 2 ani de viață copilul primește un ajutor, o indemnizație de 1.000 de lei, asta ar fi 24.000 de lei în primii 2 ani de viață, pe lângă indemnizația de creștere a copilului, care este calculată în baza veniturilor soțului sau a soției. Totodată, pentru că optăm ca tații să fie mult mai implicați în creșterea copiilor, avem acel concediu paternal care a fost extins perioada de la 56 de zile, cum era anterior. Deci acum tații pot să beneficieze de acest concediu paternal până la un an de viață de la nașterea copilului. Și începând cu 1 ianuarie 2024, acest concediu paternal este de 15 zile și poate fi luat integral sau fragmentat, minim 5 zile. Am reglementat o nouă formulă a indemnizației de îngrijire a copilului. Este una mai scurtă și mult mai substanțială financiar. Deci avem 3 opțiuni acum. Părinții pot să-și ia concediu de îngrijire a copilului de 3 ani, de 2 ani și 2 luni și de 1 an și 2 luni. Deci în cazul în care optați pentru un concediu de 1 an și 2 luni, indemnizația de îngrijire va fi de 90% din venitul părinților. Totodată, cum a spus doamna Țăbârnă, a modificat calculul indemnizației de maternitate și de îngrijire a copilului, astfel încât fiecare să fie în beneficiu fiecărei familii. Deci calculul va fi luat automat din venitul sau a soției sau a soțului care au un salariu mai mare. Aceasta va ajuta părinții să primească o indemnizație mai mare și în cazul femeilor care au un salariu mai mic, era o experiență tare neplăcută când femeile trebuiau să se elibereze ca să beneficieze de calculul indemnizației în baza venitului soțului. Deci acum nu mai este necesar ca femeile să treacă prin această etapă rușinoasă, de fapt, pentru o femeie. Ce ține de concediu de maternitate, noi am permis femeilor, am modificat legislația astfel încât femeile să poată să muncească în perioada concediului de maternitate până la săptămâna 36. Sunt femei care simt bine și care vor să muncească și anterior, dacă tu doreai să muncești, erai privată de acea indemnizație de maternitate. Acum poți primi și salariul și indemnizația de maternitate pe perioada în care activezi. Am reglementat în codul muncii mai clar programul flexibil de muncă, astfel încât părinții să poată negocia cu angajatorul un program care să fie adaptat nevoilor familiilor și în cazul în care
trebuie să mergi să-ți ai copilul de la școală, pentru că este în clasele primare și au un program mai scurt, să solicite de la angajator un program flexibil. Sigur, aceasta trebuie să fie în baza unui acord cu angajatorul și va fi achitat la fel salariu în baza orelor lucrate. Totodată am modificat legislația astfel încât părinții se pot partaja concediul de îngrijire a copilului. Recent am fost în Suedia și o deputată zicea că eu am avut o înțelegere cu soțul. În primul an de viață a copilului, 3 zile eu stăteam cu copilul în săptămână, 2 zile soțul. Și eu întrebam și câteodată ne mai schimbam în dependență de solicitările de la serviciu. Și întrebam, dar cum se calculează indemnizația? Pentru că noi când am dorit să partajăm acest concediu, am avut foarte multe discuții cum să se facă calculul indemnizației. Deci ei au un cabinet personal în care introduc toate datele și primesc acea indemnizație. Noi încă avem de muncă, dar este un pas înainte, putem să partajăm concediul de îngrijire a copilului între mamă și tată, perioada minimă să fie de 90 de zile. Am schimbat legislația pentru a încuraja deschiderea serviciilor de creșă și ne bucurăm că avem lângă noi, lângă minister, lângă toți angajatorii, avem partenerii de dezvoltare care deja vedem rezultate, vedem companii în care sunt grupe de creșă și vedem deja și am văzut zilele astea anunț că și în universități vor apărea grupe de creșă pentru a susține părinții studenți care au copii. Asta ne bucură pentru că toate aceste discuții, inclusiv cu universitatea, s-a născut în cadrul discuțiilor în guvern și în parlament și ne bucură că rezultatele sunt palpabile. Am reglementat printr-o lege specială activitatea de îngrijitor, îngrijitoare și pentru că optăm să avem servicii calitative de îngrijire a copiilor la domiciliu, avem această lege specială care reglementează activitatea bonelor, cum noi mai zicem, și aici este îngrijitor, îngrijitoare de tip individual, da? Bonă copil, sau încă un tip de servicii de tip familiar, când o doamnă sau o mamă poate avea grijă de mai mulți copii la domiciliu. Această lege a fost votată, regulamentul de funcționare a acestor servicii este și partenerii ne-au ajutat să instruim mai multe femei, beneficiare, bărbați pentru a oferi aceste servicii de îngrijire a copiilor. Și pentru prima dată, începând cu anul 2024, la inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale, părinții adoptivi vor fi asigurați la fel ca și părinții care naturali. Deci ei vor avea toate drepturile și indemnizațiile care au părinții naturali. Deci sunt 12 măsuri care trebuie să le cunoască fiecare părinte pentru a beneficia și a adapta nevoile familiei cu cele profesionale și să ne fie nouă, părinților, mai ușor să îmbinăm viața profesională cu cea de familie. Eu sunt mama a 3 copii și ziceam doamnei Elena, cu primul copil am stat în rând la Casa Națională de Asigurări Sociale pentru concediu de maternitate, pentru concediu de îngrijire a copilului. Cu al doilea copil a apărut rândul electronic și deja cumva era mai ușor, dar tot trebuia să fie fizic. Cu al treilea copil am fost doar pentru concediu de maternitate, apoi toate indemnizațiile le-am depus online.
Deci sunt pași care se simt, care fiecare părinte simte, iar timpul nostru, a părinților, trebuie alocat copiilor, nu birourilor în instituțiile de stat. Eu vă felicit pentru toată munca depusă. Vreau să felicit întreaga echipă a Casei Naționale de Asigurări Sociale. Anul trecut ați avut o campanie foarte frumoasă, urmează încă una și este foarte important ca fiecare părinte să cunoască drepturile și să beneficieze de tot ce oferă statul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna deputată, pentru efortul dumneavoastră și pentru politicile noi, pentru că de fiecare dată când avem discuții, sunt niște discuții așa mai aprinsă, ca până la urmă să avem un produs final pentru societate. Vreau să-l atrag în discuții pe domnul director, pe domnul Ieșanu, pentru că instituția dumnealui, instituția pe care o conduce, se spun că este de bază în toate procesele și în general în tot ce aici funcționează în statul Republica Moldova. Pentru că primul pas pe care îl face o persoană în contextul nostru, o familie cu copii, este că pășește pragul la Agenția de Servicii Publice pentru a documenta nașterea unui copil. Domnul Mircea, mulțumim foarte mult că ați venit la eveniment și vă dau cuvântul. Bună dimineața, domn ministru, drag Alex, domnul director, domnul Elena, domnul deputat, bună dimineața, stimată audiență. Eu sunt tata doi copii și mă gândeam cumva că domnul deputat înșiruia lista de politici absolut profamiliste. Unde eram, ce aș fi fost dacă aș fi fost cu vreo 10 ani mai tânăr și prindeam inclusiv aceste importante, minunate politici absolut sociale care eu cred că ferm arunc Republica Moldova pe harta statelor care cu adevărat pretind și pot pretinde că sunt sociale. Într-adevăr, serviciile proactive, eu am să vorbesc un pic din alt punct de vedere, dacă îmi permiteți. Sunt mai puțin de 15% din statele lumii care pot oferi și au capacități să ofere servicii proactive. Ele toate au la rădăcină serviciile digitale, registrele de stat, abilitatea statelor și instituțiilor să-și adapteze sistemele, să-și automatizeze procesele. Și asta e un element care durează în timp, pentru că ele vin să schimbe o paradigmă fundamentală în a presta serviciile publice. De la vinitul la ghișeu sau sistemele care erau cu ani în urmă, din start dezvoltate, gândite ca să fie suport a unui birocrat, a unui funcționar public. Nu în sensul rău, cuvântul, altă paradigmă atunci nu exista. Dar schimbarea cu autodeservirea sau acest alt nivel, un salt în plus, care sunt serviciile proactive, este tendința de viitor. Sunt mai multe avantaje. De ce este necesar să fac astfel de chestiuni? În primul rând, sigur, asta în primul rând e comoditatea pentru cetățean. Doi, reducerea cheltuielilor administrative ale instituțiilor publice, care orice proces de a presta un serviciu public costă mult statul. 3, sporește transparență, 4, economie și poate previne chiar fraude, pentru că, din păcate, astfel de situații, atunci când statul oferă niște bani, deci fiți aproape sigur că cineva o să vrea să profite de astfel de situații. În cazul nostru, eu vreau să vă spun că asta e una din activitatea, cumva, ASP-ul este privit în majoritatea cazurilor ca prestatorul de servicii la ghișeu, dar eu pot să vă spun mai o jumătate din activitatea ASP-ului este în umbră. Noi suntem implicați la sfârșitul anului am intrat și noi niște linii, noi suntem implicați în 27 de proiecte de genul celor care astăzi sunt prezentate aici, care implică sistemele noastre informaționale și acuratețea datelor pe care noi le furnizăm. Fie că asta e vorba de inclusiv iată, ajutor la contor, care a fost un efort important și din partea noastră. Că noi avem serviciile care țin de
votul electronic sau vot prin corespondență, care eu sper să vină. Eu vorbesc de aplicația Evo, în care primele acte care vor fi acolo sunt cele care astăzi ASP-ul este emitent. Deci, noi avem, ASP-ul are o mare parte nevăzută, care vine tocmai să susțină sau să asigură această fundație de bază pentru serviciile proactive sau serviciile digitale ulterioare care le prestează alte instituții publice. Digitalizarea serviciilor în general este un sport de echipă. E ca un motor cu multe piulițe, cu mulți rulmenți și fiecare trebuie să-și facă treaba pe propria parte. Și eu aici vreau să felicit colegii noștri de la CNAS, de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Da, noi putem să avem date bune, calitative sau mai puțin calitative, dar dacă ei nu fac efortul să-și ajusteze propriile sisteme, deci meritul mare al dumneavoastră, doamna director, și a echipei care v-au susținut. Pe de cealaltă parte, există și complexitatea care derivă și pe partea noastră și eu vreau să vă spun că ea nu este mică. Deși noi avem o țară nu foarte mare, dar noi avem o populație extrem de mobilă. Și mai avem state care ne sunt într-atât de aproape încât oferă astfel de indemnizații și celor de aici. Noi avem situațiile când, de exemplu, nouă ne-ar fi fost mult mai ușor. Eu vreau să vă spun că doamna Elena e un interlocutor dur în lucru pentru că ea luptă pentru propria cauză. Și îi pasă pentru ceea ce se întâmplă. Dar noi, de exemplu, asta eu pot să mai spun câteva chestiuni care... Noi nu suntem perfecți în ceea ce facem și noi învățăm din mers. În 95% din cazuri sistemul va funcționa fără breșe. Dar o să avem mici sincope pe care noi învățăm în proces cum să le fixăm. Și vreau să dau două exemple. Astăzi, emitenți de acte de stare civilă, constatatoarea noastră, nu este doar ASP-ul. Noi avem autoritățile publice locale, primăriile, secretarii, avem ambasadele, misiunile diplomatice. Noi avem populație mobilă, să nasc copii și peste hotare și toți sunt cetățenii noștri. Și ei să nasc, există populații care naște peste hotare, deci unic, nu toate, hai să spunem așa, sursa de informație ne poate veni de la primărie sau de la instituțiile medicale naștere. Deci, viteza, dincolo de acuratețea datelor pe care noi trebuie să le furnizăm CNAS-ului pentru a-și face bine treaba, este și viteza cu care noi colectăm aceste date. Și eu vreau să vă spun că noi depunem eforturi mari ca să asigurăm această viteză, pentru că noi și noi ne reinventăm sistemele. Și unul din aceste sisteme este nou registru de stat al actelor de stare civilă, care eu sper să vină să rezolve o bună parte din micile breșe pe care noi astăzi le mai avem în sistem. Din păcate, noi deja, sigur, 3 ani la rând, noi avem o descreștere a numărului de nașteri, dacă țin minte bine, 29.000, anul trecut, anul 22, 27, anul ăsta, 23, a fost cu un pic mai mult de 23.000. Eu cred că este de datoria noastră, inclusiv celor care lucrează, în primul rând, în sectorul public, să trateze cu multă grijă politicile sociale pronataliste, dacă îmi permit să spun, care le formulează legiuitorul și cumva să asigurăm continuitatea lor în timp ca noi să obținem cu adevărat aceste roade. Important ca fiecare instituție să-și facă bine treaba acolo unde este. Și cu această ocazie eu am să închei să încurajez Ministerul Sănătății să asigure digitalizarea proceselor și actelor constatatoare a nașterii, să le digitalizeze și pe astea, sigur ar oferi mult mai multă dinamică și pe această parte. Aruncăm idei, doamna deputat. Dumneavoastră și legiuitorul în general este și poate fi un bun motor al schimbărilor. Ideile de politici poate să nu vină doar de la, hai să spun așa, de instituțiile guvernamentale,
dar și legiuitorul care, sigur, confirmă politicile. Vreau să vă felicit încă o dată pentru acest succes. Și când ne-ați adus pe harta serviciilor, țărilor care prestează servicii proactive. Felicitări! Mulțumesc, domn director. Cu siguranță că doamna ministră Nemirenko ne ascultă acum și va fi gata să ne ofere și ea sprijinul în promovarea acestor servicii. Vreau să ofer cuvântul doamnei Lipciu. Dumnezeu reprezintă Organizația Internațională a Muncii, care este partenerul Casei Naționale în promovarea acestor servicii. Doamna Lipciu. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, domnule ministru Buzu, doamna președinte Țăbârnă, doamna deputat Morozova și domnule președinte Ieșanu, onorată audiență. Întâi de toate, profit de ocazie să vă doresc un început de an nou bun, cu multă sănătate și prosperitate, și îi dau dreptate doamnei director, doamnei președinte, atunci când spune că între Organizația Internațională a Muncii și Casa Națională de Asigurări Sociale există pe bună dreptate un parteneriat, aș spune, istoric, pentru că nu este prima dată când aliniem unor inițiative și campanii relevante, inclusiv cea care a demarat astăzi. Am avut campanii anterioare în materie de sporirea gradului de protecție a cetățenilor, dar și campanii de încurajare a participării la sistemul de asigurări sociale, care este foarte important. Pe parcursul acestor ani, Organizația Internațională a Muncii a venit cu un suport în raport cu Guvernul Republicii Moldova, partenerilor sociali în diverse materii conexe cu sistemul de protecție socială, nu în ultimă instanță suport pentru coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii migranți. Am depus efort comun pentru prevenirea și combaterea muncii nedeclarate și a salariului implic. Este un fenomen care merită o atenție aparte din perspectiva impactului nefast pe care îl are asupra multor elemente în Republica Moldova, începând de la repercursiunile pe care le are asupra dreptului cetățeanului, asupra sistemului de asigurări sociale, asupra bugetului, asupra bunăstării în general. Nu este un lucru nou atunci când spun că fiecare al patrulea lucrător din Republica Moldova este angajat în ocupare informală, o componentă a cărei este anume munca nedeclarată și salariul plic. În conexiune cu evenimentul de astăzi, este important probabil să enunțăm că atunci când oferim un salariu în plic și atunci când acceptăm un salariu în plic, probabil întâi de toate ar trebui să ne gândim la propria persoană, la copiii noștri, la părinții noștri și la viitorul, de fapt la prezentul și viitorul care urmează, și din această perspectivă să luăm o decizie informată. Mandatul Organizației Internaționale a Muncii este unul normativ, întâi de toate, deci noi avem convenții și recomandări care reglementează multe aspecte legate de lumea muncii, de piața muncii, de ocupare, accesul la ocupare, gradul de protecție socială, dialogul social. Din această perspectivă, este importantă conexiunea acestora, inclusiv cu subiectul lansat astăzi, și anume accesul la prestații sociale, inclusiv pentru familiile cu copii. Am să menționez doar trei din aceste convenții. Prima este ratificată de către Republica Moldova, este convenția care ține de protecția maternității, dar sunt două care, deși deocamdată nu sunt ratificate, și anume cea care vizează lucrătorii cu responsabilități familiale și cea care vizează schemele minime de asigurări sociale, credem noi că într-un viitor apropiat vor fi ratificate, în special în contextul armonizării cadrului legal și practic al Republicii Moldova cu acquis-ul comunitar, și implementarea acestora vor aduce în continuare beneficii pentru omul de rând și pentru lucrătorul și cetățeanul Republicii Moldova. Vreau să vă mai spun că pentru Republica Moldova, Organizația Internațională a Muncii are un program de țară privind munca decentă, care are câteva obiective. Unul dintre ele este obiectivul de protecție socială, dar și de acces
la ocupare și angajare pentru mame și tați. Și în acest context venim să susținem cumva implementarea unor angajamente la nivel de politici ale Guvernului Republicii Moldova, inclusiv implementarea programului național privind ocuparea forței de muncă și cu siguranță că fiecare știe că un obiectiv în acest program național este și sporirea ratei de ocupare a femeilor în vârstă cuprinsă între 25-34 până în 2026 cu 4%. În acest context au fost inițiate un șir de politici și această campanie de astăzi și această inițiativă inclusiv vine să contribuie la stimularea prezenții pe piața forței de muncă a părinților, a femeilor întâi de toate, dar și pentru o mai bună armonizare între responsabilitățile familiale și profesionale, exact în contextul în care doamna deputat deja a menționat. Poate un singur element, convențiile noastre la fel menționează importanța combinării unor scheme contributive și necontributive și vreau să menționez că angajamentul pe care Republica Moldova și l-a luat în vederea prestării indemnizațiilor de creșterea copiilor până la 2 ani, indiferent de gradul de statutul de asigurat al persoanei, este un exemplu pozitiv și grăitor în acest sens. Și poate un singur element, pentru că a fost pomenit faptul că politicile trebuie să vină mână în mână cu serviciile, în contextul serviciilor alternative de îngrijire a copilului, servicii alternative de prestare a serviciilor de îngrijire a copilului, într-adevăr, Organizația Internațională a Muncii este în proces de pilotare a 3 tipuri de servicii de acest gen. Sperăm ca rezultatul pilotării să fie unul bun. Vorbim de pilotarea creșelor la locul de muncă în cadrul companiilor, vorbim de pilotarea schemei de creșe la domiciliu și de îngrijire personalizată a copiilor. Sperăm foarte mult că aceste pilotări vor veni cu niște lecții învățate pozitive care pot fi preluate în continuare și vor veni să amplifice inclusiv și efortul și campania pe care ați inițiat-o astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc cât mai mult părinți informați. Accesul la informare este un instrument și o armă foarte puternică. Mulțumesc! Doamna Lipciu, vreau să vă mulțumesc și încă o dată, spre final, până am mai preluat câteva întrebări dacă sunt, am să atenționez sau am să informez toți cetățenii să știți că toate prestațiile de asigurări sociale care se achită de către Casa Națională de Asigurări Sociale se bazează pe salariu pe care îl declară angajatorul. Iar dumneavoastră, ca cetățeni, aveți obligația și dreptul de a verifica contul dumneavoastră personal de asigurări sociale, unde de fiecare dată când primiți salariu puteți vizualiza ce salariu, de fapt, vă declară angajatorul. Pentru că acest salariu este important și pentru familii, copii, așa cum a menționat doamna Lipciu, din acest salariu se calculează unele prestații sau unele indemnizații acordate familiilor, copii. Eu, încă o dată, vreau să mulțumesc invitațiilor mei pentru că ne-au sprijinit în acest început de campanie de informare. De luni, colegii mei o să aibă o astfel de campanie de informare și în teritoriu, dar vor fi mai aproape de instituțiile medicale, atunci acolo unde familii, copiii își înregistrează graviditatea, eu nu știu, nașterea ulterior, o să fie vizibil specialiștii noștri și în maternitățile din țară, respectiv o să avem câteva invitații înaintate către cetățenii noștri, către potențialii, nu știu, beneficiari de indemnizații familii copii, dar de asemenea sunt bineveniți și alți cetățeni care sunt interesați de ceea ce face Casa Națională și în special în teritoriul Republicii Moldova. Și acum, dacă în sală sunt careva întrebări sau, nu știu, comentarii, dorință, domnul Sainciuc, vă rog.
Da, mulțumesc. În primul rând, felicitări familiilor cu copii, felicitări autorităților, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Parlamentului, ASP-ului, OIM-ului, care ne este un partener de nădejde. Deci, eforturile comune ne arată că se poate de a face lucruri bune pentru cetățeni. Casa Națională de Asigurări Sociale, astăzi, prin ea, se plătesc toate prestațiile de asigurări sociale și de asistență socială. Este un volum enorm de muncă, pare misi 1.200.000 de plăți lunare. Evident că este un personal la Casa Națională. Noi de fiecare dată am vorbit că acel personal trebuie să fie motivat, stimulat, fiindcă e greu astăzi să găsești personal calificat ca să-ți facă față la locul de muncă. Eu vreau să spun câteva aspecte din trecut. Mă amintesc de pensiile. Pensiile erau stabilite nemijlocit, trebuia salariatul sau cetățeanul să vină la Casa Națională de Asigurări Sociale, să depună cereri, chiar dacă se lua psihotare și mai departe. Atunci s-a făcut primul pas, s-a permis depunerea cererii online. Mai departe, procura. Ceea ce s-a făcut astăzi, adică de la 1 ianuarie, indemnizațiile fără bariere, adică digitalizarea, accesul, adică posibilitatea de a primi aceste indemnizații fără careva restricții, fără careva impedimente, fără a pierde timp sau mijloace financiare. Este un lucru extraordinar. Întrebarea este ce urmează în continuare? Ce vom face ca să îmbunătățim situația și mai departe pentru cetățeni, pentru mame, pentru copii, pentru salariați și așa mai departe? Foarte corect s-a menționat despre indemnizația de 1.000 de lei. Fiindcă, da, dacă o mămică a născut un copil, este obligațiunea statului să ofere o protecție. Indiferent, mama este neasigurată sau mama este asigurată, fiindcă a fost o nedreptate foarte mulți ani la rând. Și mă bucur faptul că actualul guvern, parlament, au modificat această paradigmă și au stabilit o echitate extraordinară. De aceea, susțin ceea ce a menționat și doamna Țibârnă, domnul ministru, că salariul stă la baza tuturor prestațiilor. Cu cât salariul este mai alb, mai mare, declarat total, contribuțiile sunt altele și prestațiile vor fi altele. Deci totul are o legătură directă. De aceea, în acest context, evident că avem niște sarcini foarte ambițioase de a face față ca salariul să fie echitat pe alb, ca apreciez foarte mult și majorările la salarii care au avut loc și salariul minim, dar vreau să spun de campania de informare, noi ca sindicate numai decât o să ne implicăm în acest proces, fiindcă noi avem foarte multe vizite în teritoriu, în raioane, unde ne întâlnim cu salariații din toate ramurile economiei naționale și deci vom promova și noi această campanie de informare privitor la acordarea indemnizațiilor pentru familiile cu copii, pentru copii, fără o prezență nemijlocită. Felicitări încă o dată. Și întrebarea, ce urmează? Ce vom face în continuare? Ministru, mulțumesc pentru inspirație. Următorul segment, să spun, mare, dar de fapt este cel mai mare pe care îl administrează Casa Națională, este sistemul de pensii. Primul pas l-am făcut, așa cum ați menționat dumneavoastră. Există cereri, e cereri pentru depunerea online, cereri la dreptul pentru pensii. Cu toate că l-am făcut cu semnătură electronică, pentru că este ceva care nu urmează pur și simplu așa a fi depus, așa ca în cazul reexaminării pensiilor, pentru că deja dreptul este stabilit și Casa Națională doar ține cont de salariul obținut a persoanei după data ieșirii la pensie și actualizează acest cuantum, actualizează dreptul persoanei. Nu este foarte solicitat obținerea dreptului la pensie prin e-cerere. Poate că nu toți își pot achiziționa semnătura electronică, semnătura mobilă. Și anume din perspectiva aceasta am putea noi să ne gândim. Ulterior mai avem, cumva să ne gândim, domnul ministru, cum să optimizăm setul de documente pe care îl prezintă persoana. Pentru că, da, Casa Națională are salariu, contribuțiile declarate începând cu 1 ianuarie 99, dar noi cu toții cunoaștem că istoria noastră de muncă sau istoria de asigurări începe de când noi părăsim băncile școlii
în cadrul în care persoanele ies acum la pensie sunt anii 70, 80, 90, când cumva nu se colectau datele despre activitatea persoanei. Și atunci aici avem de gândit, pentru că cumva este o documentare a activității până la 99. Sperăm să venim cu o soluție cât mai repede posibil, dar aceasta urmează ca să fie modificat și cadrul legal. Și în rest, următorul segment la fel de mare este indemnizația familiilor copii, care deja noi am făcut un pas foarte important. Mulțumesc pentru apreciere, domnul Sănciuc. Evenimentul nostru a luat sfârșit. Încă o dată vă mulțumesc celor care ați acceptat. Da, mai este o întrebare. Da. Здравствуйте, меня зовут Елена Пахомова, я представляю телеграм-канал «Ивановна», я могу только там сейчас работать в СМИ. По поводу, кстати, электронной подписи, я вам рекомендую сейчас подъехать и посмотреть, какая очередь там стоит, потому что цирковое представление. Для того, чтобы получить электронную подпись, ты должен простоять 3 часа в реальной живой очереди, вы знаете, в очень узком коридоре, но это мелочи жизни. Вы запускаете новый проект, так уж получилось, что сюда персональные родители не пришли, а я стою в очередь на персонального ассистента уже год для своей дочери, у которой инвалидность до 18 лет. У меня вопрос. Ваш проект не имеет ничего, никакого отношения к персональным ассистентам, я прекрасно это понимаю, но вы уверены, что у вас будут средства на то, чтобы выплатить всем в определенный срок, и не только при этом правительстве, мы живем не только при этом, мы живем и дальше. Это первое. И второе, Алексею Бузу. Не кажется ли вам кощунственным проводить презентацию, где зал стоит 360 евро, аренда, это 2 зарплаты персональных ассистентов? Вот эти сумочки, которые нам выдали, только сумка стоит 100 леев, это еще 1 зарплата персонального ассистента. Я вам говорю, как человек, ребенок которого не пошел в школу в 7 лет учиться, потому что моему ребенку нужно сопровождение, и мы идем только в 8 лет. Но и по поводу системы защиты детей, никто в этом государстве не пришел ко мне и не спросил, а где же ребенок, почему он не пришел в школу в 7 лет? Я понимаю, что меня воспринимают как журналиста, но мы все еще здесь граждане, мамы, люди, и эти вопросы тоже имеем право задавать. Да, получается. Спасибо большое. Да, спасибо огромное за ваш вопрос. На первый вопрос я хочу ответить, что Национальная касса выплачивает не только пособия семьям с детьми, но и пенсии вовремя, без задержания. Средства есть, бюджет планируется заранее. И мы планируем только те средства, которые мы можем осилить и выплатить. Насчет расходов по организации данного эвенимента, я хочу вам ответить, что это не за счет персональных ассистентов, либо не за счет национальной кассы и так далее. У нас для этого есть партнеры по развитию, и которые помогают нам даже не знаю, как сказать на русском, диапромова о чести проекте. Да, да. Мультсмеск. Eu am spus în intervenția mea, probabil dumneavoastră încă nu erați prezente. În Republica Moldova, acum noi estimăm că mai este nevoie de 3.500-4.000 de asistenți personali. Dincolo de faptul că chiar dacă în acest an salariul asistenților personali a crescut, el este unul extrem de mic, coraportat la faptul că munca care oferă este una 24 din 24 și așa mai departe. Sâmbătă asistenții personali oricum lucrează. Problema cu asistenții personali, eu sper foarte mult că aceste crize în care apar asistenții personali, o să unicul lucru pozitiv din aceste crize o să fie că toată societatea o să înțeleagă despre importanța acestor persoane și acestui serviciu. Noi, în anul 2023, am găsit resurse suplimentare pentru a angaja 900 de asistenți personali adiționali. Noi, acum, la moment, avem undeva 7.200 de asistenți personali.
În 2023 noi am găsit resurse suplimentare pentru a angaja 900 de asistenți personali pentru familiile cu copii cu dizabilități severe. Acești asistenți vor fi achitați din bugetul de stat. Mai mult, în luna decembrie, toate familiile care beneficiază de asistenți personali au primit o plată unică de 5.000 de lei, iarăși fără a depune cerere, solicitări. Și toți părinții care au copii cu dizabilități severe au primit o plată unică de 5.000 de lei. Da, o să clarificăm, trebuia să primiți. Dacă să vorbim de salarizarea asistenților personali, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Guvernul Republicii Moldova, răspunde de salarizarea asistenților personali începând cu 1 ianuarie pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova, cu excepția municipiului Chișinău și unității administrative Găgăuzia. Eu am spus lucrul ăsta de mai multe ori. Pentru mine este absolut neclar cum în municipiul Chișinău nu pot fi identificate resurse pentru a fi salarizate aceste persoane. Mai mult, tot ceea ce face municipiul Chișinău în relație cu asistenții personale este o încălcare gravă a legislației muncii. Noi am primit petiții în acest sens. Inspecția de stat a muncii va demara controle la municipalitate pentru a documenta în practică. Deci, faptul că municipalitatea invocă forță majoră care nu este, deci nu ține în cadrul legal, nu înțelegem care este forța majoră cu care se confruntă municipalitatea și care o invocă în faptul că, pe de o parte, prea vizează asistenții personali, pe de altă parte, înțelegem că reduce norma de salarizare. Și aveți perfectă dreptate. Noi nu putem să acceptăm o situație în care avem 3.500-4.000 de familii care au nevoie de acest serviciu și încă nu îl primesc. Și de aceea, guvernul a depus eforturi, am demarat această reformă Restart, anume pentru a accelera și a închide această mare nedreptate. Mai mult, eu pot să vă spun că sunt regiuni, raioane ale Republicii Moldova, unde este o pustietate de alte servicii, spre exemplu, îngrijirea socială la domiciliu, unde pe lângă asistentul personal, copiii nu au acces la logoped, kinetoterapeut și așa mai departe. Deci sunt raioane întregi unde nu există asemenea servicii. Ani de zile nu s-a investit nici un leu în acest servicii. Și de aceea noi va trebui să lucrăm cu toții împreună, indiferent de opțiunile politice, rezultatele la alegeri locale, naționale și așa mai departe. Toți ei sunt copiii noștri, toți ei sunt cetățenii noștri și noi vom merge până la capăt pentru a le oferi servicii decente, accesibile și calitative. Eu vă spun, doar în anul 2023 noi am angajat 900 de asistenți personali noi în sistem. Legea cu privire la copiii aflați în situații de risc spune, în fiecare autoritate publică locală trebuie să existe un specialist în protecția copiilor. Avem pe degete primării care au angajat specialiști în domeniul protecției copilului. Scopul nostru este în următorii ani să angajăm cel puțin 300 de specialiști în domeniul protecției copilului pentru că să asigurăm situația în care copiii se află în crize, în situații de risc, să putem interveni prompt să oferim acest suport. Vă mulțumesc mult! Da.
Pentru că în Găgăuzia și în Chișinău, comparativ cu celelalte unități administrativ-teritoriale, asistența socială este finanțată în mare parte, dacă nu absolut, din resursele proprii. Dacă în raioanele Republicii Moldova asistența socială era finanțată din transferurile de la buget. În municipiul Chișinău, până acum, până în prezent, asistența socială, inclusiv asistenții personali, erau finanțați de către resursele municipale, cu excepția a aproximativ 380-390 de asistenți personali care erau finanțați dintr-un fond de protecție a populației, care s-a dovedit a fi unul nefuncțional în ultimii ani, pentru că ba nu se vând bilete de avion, ba taxa pentru roaming este coborâtă și așa mai departe, și nu ne pomenim în situații în care nu putem să asigurăm finanțarea prin acest fond. Asta este răspunsul. Deci în Găgăuzia și în municipiul Chișinău, asistența socială este finanțată din resursele proprii. Aceste unități administrativ-teritoriale au o capacitate fiscală, financiară, o autonomie financiară mult mai mare, mult mai dezvoltată, comparativ cu oricare altă unitate teritorială administrativă din Republica Moldova. Asta este răspunsul. Deci, guvernul a intervenit acolo unde nu există capacitatea instituțională și financiară. Mersi. A fost cumva menționată pe bună dreptate situația cu semnăturile electronice și vreau să răspund. Eu de dreptate, doamnei Pahomova, cu aceste rânduri. Noi astăzi avem o populație, deși mică comparativ cu alte state, dar noi avem o populație în țară constatată de 2,5 milioane de oameni, dintre care, hai scoatem, tinerii până la 18 ani, da, care ar fi în jur de vreo 600.000. Din astea, cel puțin 2 milioane, noi astăzi avem 200.000 de ținători de semnătură electronică. Și vreau să vă spun că noi, ASP nu este emitent de semnătură electronică, dar vreau să vă spun ce facem noi pe partea asta, de asta pot răspunde. Noi deja suntem în discuții și insistăm de ceva timp. Noi ne-am oferit serviciile ca eliberarea semnăturilor electronice să se facă la ghișeile ASP-ului, deci avem toată rețeaua. Deci, în esență, emiterea este ca și emiterea unui act de identitate, doar că e pe un purtător electronic. Doi, vreau să vă spun că acum statul probabil va liberaliza piața semnăturilor electronice, asta înseamnă că și instituțiile private vor putea emite astfel de semnături. Există o instituție financiară bancară care e dispus să facă investițiile necesare autonom să le elibereze, pentru că în majoritatea cazurilor, dacă o persoană deține o semnătură electronică, 95% din cazuri o va fi folosi în relații cu instituțiile financiare, notariale, și în jur de vreo 3-4-5% poate în relații cu statul, deci ei tot au un interes mare. Pe partea noastră vreau să vă spun că următorul act de identitate, cartea de identitate nouă a cetățean Republicii Moldova, care eu sper noi să începem să o emitem de la sfârșitul anului 2024 sau începutul anului 2025, va conține obligatoriu semnătura electronică a cetățeanului. Deci se depune eforturi pentru populația mai activă, care folosește dispozitive smart, va exista și o semnătură care poate fi purtător pe, nu neapărat pe cartela SIM, dar pe dispozitivul deștept. Și asta va veni inclusiv la pachet cu identitate digitală cu aplicația EVO. Eu nu vreau, vă dau dreptate cu situația tragică cu rândurile cu semnătura electronică, doar vreau să spun că nu așteptăm să cadă o parmălăiață, noi încercăm să găsim soluții la și la acest subiect. Da. Mulțumesc! Pe așa o notă mai optimistă închidem evenimentul și dacă mai sunt careva clarificări, în pauză. Da. Mulțumim foarte mult pentru participare.